Afaceriștii nu vin să-și amenajeze spații comerciale la Cornișa. Deși profitul este garantat, având în vedere fluxul mare de vizitatori, comercianții nu s-au înghesuit să demareze amenajările. Situația generează disconfort atât pentru botoșeneni, cât mai ales pentru cetățenii din alte județe. Este unul singur care e interior și care numai nu vine. Na? Nu știu de ce nu vine, nu vine. Nu cunosc de ce. Păi au legătură cu licitația făcută de domnul fost primar și numai nu vin să semnez contractele. Nu cunosc detalii de ce și cum. Nu am nicio competență în acest sens. Ca o soluție provizorie, șefii de la Cornișa vor să organizeze mini-evenimente, iar agenții economici ambulanți să vină și să plătească concesiune pentru a putea comercializa produse alimentare și băuturi. Intenționăm să vin cu un proiect în fața Consiliului Local, prin care să facem mini-evenimente gen Festivalul Racilor, cu berari din zonă cu producători de alimentație publică, gen un grătar, plăcinte, lucruri acestea, vafe, clătite, cine vrea să vină să asocieze cu noi în acest proiect, îl așteptăm cu mare drag. Vom solicita Consiliul Local aprobarea pentru acest eveniment, să luăm taxe de folosință în loc public pe fiecare zi când stau acolo și să reușim să compensăm lipsa alimentației publice pe care agenții economice care au câștigat licitația noi nu vin să semneze contractele. Deși în acest an agenții economici au confirmat la serviciul patrimoniu al primăriei că își mențin dorința de a desfășura comerț la Cornișa, aceștia nu au semnat deocamdată contractele de concesiune. Primarul Cătălin Flutur nu a avut timp să discute cu presa despre aceste aspecte.